statul român fără notă de trecere. Răspunsurile incomplete ale României în cazul fraților Micula aduc noi penalități pentru România. În anul 2005, cei doi oameni de afaceri Ioan Micula și Viorel Micula s-au adresat tribunalului arbitral ICSID în calitate de investitori suedezi. Ei au acuzat statul român că a încălcat grav un acord internațional pentru protejarea investițiilor prin retragerea cu 5 ani mai devreme a facilităților fiscale date pentru 10 ani și cu menținerea concomitentă a tuturor obligațiilor în zonele defavorizate unde aceștia au dezvoltat mai multe fabrici în domeniul produselor alimentare, toate acestea generând în mod direct peste 3.000 de locuri de muncă noi. Avocatul Petre Piperea a explicat ce înseamnă refuzul statului român de a plăti despăgubirile decise de instanța americană. Statul român a încercat o mulțime de tertipuri pentru a evita executarea obligației sale stabilite prin acea hotărâre definitivă a Tribunalului Arbitral Internațional de la Washington. Încă ne judecăm cu statul român pe această chestiune. În paralel cu executarea asilită din România, clienții noștri s-au adresat jurisdicției din Statele Unite ale Americii și au cerut acolo recunoașterea acestei hotărâri, executarea asilită pe teritoriul Statelor Unite și în restul lumii, precum și securizarea creanței prin conversia acesteia în dolari americani. Urmarea acestei cereri, în anul 2019, jurisdicția americană a admis cererea și a cuantificat creanța pe care clienții noștri o au împotriva statului român la aproximativ 350 de milioane de dolari. Ceea ce s-a executat în România în 2019 reprezintă doar o parte din această creanță, rămânând de achitat în sarcina statului român încă o creanță de aproximativ 100 de milioane de dolari. Din acel moment, statul român a fost obligat de instanța din Statele Unite ale Americii, de jurisdicția de acolo, să prezinte o listă cu toate activele pe care le are în Statele Unite ale Americii și în restul lumii, precum și cu conturile pe care statul român le are deschise pentru a facilita executarea silită a sumei rămase de achitat. Statul român, prin funcționarii săi, repet, e vorba despre o conduită irresponsabilă, a refuzat să aducă la îndeplinire această obligație instituită de jurisdicția americană, motiv pentru care au fost considerați, această atitudine a fost considerată sfidare și au fost obligați să plătească daune, penalități în cuantum de 100.000 de dolari pe săptămână până la îndeplinirea obligației. Acest lucru a fost cuantificat la un moment dat această amendă în urmă cu 2 ani la 1.500.000 de dolari. Un judecător american a spus că la un examen de procedură civilă statul român nu ar lua notă de trecere pentru ceea ce au făcut. Curtea Districtuală Americană a Districtului Columbia, chemată să rejudece al treilea apel promovat de Ministerul Finanțelor de la București, în ceea ce, potrivit exprimării curții americane, pare a fi o poveste fără sfârșit, s-a pronunțat în termeni clari și fără echivoc încă o dată în favoarea beneficiarilor hotărârii arbitrale, investitorii și companiile, respingând toate artificiile procedurale invocate de către Ministerul Român de Finanțe și de către Comisia Europeană.